prieten, sunt patrona de la Sfâraia și fac mâncare în bucătăria lui Leu aici. Deci o țără de ăștia. Aici fac o țără mâncare de patrona. Dacă mai jos, să nu prea traiu. Pregătesc aici bărăuște oare. Dacă brânză n-am luat el, îi fac o salată. N-am scris, prieteni. Dar ce să facă, nu i-a zis. Thank you.
cu prieteni și cu mână și cu tot. Leo, băi Leo, deschide ușa. Hai, dacă nu mai pot mâna. Bă, deschide. Bă, ești un om fără creanț. Ești un om, e te-mi pui aici, e te desfac, așa am să-ți fac. Așa am să-ți fac. Așa am să-ți fac. Iepte-n cui, iepte desfac aici, stai lângă mine în cuiat aici. Uite aici, aia mănânc. Mi-a adus mâncarea, prieteni, vedeți, eu sunt la regim, mănânc micul dejun. Vedeți? N-ai loc aici, ce făcut, păga, păga. Dă-i cu el jos. Gata, patroane, lasă-mă. Te las de dimineața, dar dragul se-a în tine. Păi ce vrei să fac, patroane? Nu mănânci tot, să mănânci mie. Fetelor, nu vă supărați, că mă apuc să mănânc acum. Deci, mersi. Când m-am văzut, mi s-a făcut foame. Ia, dar-i văzut-o pe Ana. Pune bine, ca să nu cadă farfuria. Da. Te încui acum. Te încui, dacă strig, eu nu mai vin să mai desfac. Așa fac, îl încui și nu mai desfac. Da. Nu-i și pliez, n-am nimic. Dar țin cu mâna. Cu o mână, ba, cu o mână, ba. O să bag și-a țâra aia de asta, nu cheamă. Mântu-n bortan. Și doar încă face la copiii ei, că ție și care cu copiii lor. Așa mai e rând.
să pun pătrunjelul. Mi-am pus toate la punt aici, mi-am pus sare tot, că nu pot să cobor scările. Da. Dacă e frig, vremea e urâtă, fac aici. Când e vremea frumoasă, fac afară. Așa să fie cineva să-i dă mână. Că eu sunt bătrână, dacă n-a găsit nicio femeie, ce să-i facă? Ce suntem de bine? Ursul nu vrea, el nu vrea să aducă câte o femeie. Femeile sunt bune, uite, să ajută, să le facă mâncare, să le bătură. Că face pe orășanul, dar face și gospodinele. Dar să găsească ele să facă, că nu vrea. Ei nu vrea. Ține la aia care a plecat, gata, aia nu mai sunt altele la loc. Da. Mai facem celul. Să facem o mâncărită foarte bună. O țin carne de pui. Acum să scadă. Mănâncă mai târziu, nu mai am grijă. Am adunat vasele, ne duc la bucătărie acolo, la spăl. Da. Nu trage ota asta, n-am nimic, că nu e dată de mai jos aici. Am luat niște carne de ied, am scos să mănâncă copii, am scos-o din ladă, s-o fac la lingua ungrea. Ne-am terminat și eu cu mâncarea. Da. Leo nu prea mâncat, i-am făcut micul zun, dar nu prea mâncat. Îl doare gura de impranturi. Sta pe TikTok, acum stă în pat. Și am făcut o mâncărică de cartofi cu carne de pui. Dacă vrea să mănâncă mai târziu, să mănâncă. Da. Nu știu, să mă duc la copiii ăștia care au agripa și ursul, să văd ce fac. Ce bine că să le coc și cine să mi le coacă. Numai să fac eu foc mai târziu să le fac. Da. Să le iau surpriză. Thank you.
Sunteți culați? Nu! Ai! Așa o să intre și un pic, ține grijă și jucată camera, oprește camera. Auzi, dar Mihaela nu-mi face mie așa. Că Mihaela așa-mi face mie. Când... Și tu ții minte când era murdarul jos. În curte. Ce faci lua albinuța? Lasă că țin așa pe albinuța. Hai? O fac la păr. Da? Ce vă duce la nuntă? Da, vă mai dai eu. Albină, nu. Te duci albină cu cine? Adică tu 3 milioane, eu 4 milioane. Hai? Cu bunica mea. Cu mine? Cu care bunic? Cu Tomiță? 3 milioane, porți să fie marinul. Da! Auzi de ce am venit. Că de asta am intrat aline pe SB. Lasă că v-am dat gripa. Eu v-am dat gripa. L-ați luat-o voi singuri. Din cauza lui Ion, că l-am văzut că l-a pus mama ta la masă, îmi place. Că l-a pus la masă, nu-i mai dă lui tată să mănâncă și de lui Ion. Dar să-i dai și camera cu să dormi. Hai? Că de-aia veni mai mult. Că am văzut că a stat Ion la bucătăriuță acolo și i-a pus mama ta de-a mâncat. E bine așa ceva? Păi știi, ai voie să mănânce Ion. Pare, ai voie, dar să-i aducă bani acum, cum aducea tatăl tău. Da. Să-i aducă de toate Ion, că nu-i aduce o sticlă de apă. Da? Păi treabă cu Ion. Păi am treabă cu Ion, că miroase bucătăria acolo rău. Bucătăria aia va fi camera lui Ion. Cu camera lui Ion și făceți-o voie să stați cu Ion acolo, că eu v-am bucătărie acum. Da? Să ai la iarnă bucătărie. Da. Așa faceți. Fă-o, fă-o cu mamă ta, cu Ion și puneți masa de sărbători acolo. Cu Ion în cameră. Da. Da. Că eu v-am bucătăriuță acum acolo. Da, dar așa faceți. Faci? Da. Bine, hai, gata. De-aia veniți să-ți spun, că să nu mai bagi în casa nu aici să mănâncă la masă, fă-i bucătăria aia și mâncați acolo cu Ion împreună. Da. Nu-i bine așa? Da. Și de sărbători aveți bucătărie, v-am sufrageria mare. De sărbători și voi aveți pe aia, făceți-o. Da? Hai bine, luați și eu masă de aia albă, puneți acolo. Și nu mai e nevoie să faci la puișor la alea, faci bucătăria aia acolo. Și așa noi nu ne mai ducem acolo. Noi avem bucătăria mică. În casă. Avem loc, uite, făcui acolo, tatăl nu mâncă. Făcui micul jun și nu mâncă, că doare imprantele, măselele. Da. Hai? Ei frumoasă fetița, dar face prostii mai. E frumoasă, dar face prostii mari. Tu la bunicul tău la leu de ce nu mai vii? Nu vreau. A fost. Ai fost? Cum? N-a dacă fost. Cade gripa cu voi, ce faceți? I arde părul tău cu prapa aia. Las că nu se arde. Să-ți mă duc să iau ghimbaie fixativă. Păi nu acum trebuie fixativă, la sfârșit. Și voi nu vă duce la nuntă cu ea? Nu. Ce rău te-ar vin la nuntă? Nu știu. De unde știa, patron? Eu nu știu. Ursul unde a venit aici? A cadut gripa pe el de norocie. Nu se duce nimai, ea nu se ducea încă la el. Bă, Leonardo, ai folat tatăl să nu-i fie rău acolo de grip? Nu. Și dacă i-a fi folat? A venit pe noi, s-a activat toată lumea. Lasă-mi în pace. Să vă las în pace, hai vă las în pace, gata. Prieteni, mai ne, uita, mai ne urmăriți pe alte groburi. Sănătate multă și vă mulțumesc mult că ne urmăriți. Vă dea Dumnezeu sănătate la copiii mei și la fanii mei care ne urmăresc. Sănătate multă și un uite frumos!